Pentru astăzi, lecția a patra din tematica judecători, vom vorbi despre Debora, despre perioada ei. Am numit lecția aceasta Vremea femeilor puternice. Vreau să observăm că a fost vremea în care bărbații au trecut în spatele femeilor, nu ele au trecut în fața lor. În Cartea Judecător, capitolul 4, versetul 9, în urma refuzului lui Barac de a se duce la război, Debora a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barac la Kedeș. Totuși, pe de altă parte, putem spune că a fost vremea când femeile și bărbații, dar nu toți, au luptat pentru poporul lui Dumnezeu. Iată ce scrie aici, în capitolul 5, de la versetul 1. În ziua aceea, Debora a cântat această cântare. N-a cântat-o singură, n-a fost perioada în care femeile au luptat și au acționat singure, ci cu bărbații, cu Barac, fiul lui Abinoam. Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel și poporul s-a arătat gata de luptă. Binecuvântați pe Domnul! Și tot aici, în versetul 12, este scris, și aș vrea să constituie o provocare pentru noi toți, trezește-te, trezește-te, Debora! Femeile să fie sensibilizate, să se lase sub mâna lui Dumnezeu și sub puterea Duhului Său, pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de ele. Trezește, trezește și zi o cântare. Și acum un cuvânt pentru bărbați. Scoală-te, Barac, și adu-ți robii la război, fiul lui Abinoam. Dumnezeu să ne deștepte, adică să ne trezească din stări de lâncezeală. Să fim gata să stăm pe baricade și să ne luptăm în numele Domnului, să fim activi, să fim tregi, să fim fiei zilei, și unii și alții. Într-o primă parte, oprindu-ne în capitolul 4, vom observa evoluția războiului, necesitate, provocare și derulare propriu-zisă. Iar într-o a doua parte, oprindu-ne în capitolul 5, vom observa cântarea de laudă și câteva învățături care se desprind din ea. Debora a fost prorociță și judecătoare. Ea a fost o trâmbiță sfântă pentru un popor care era chemat să împlinească legea lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost nevoit aproape generație după generație să strige prin profeții săi, să întoarcă poporul cu inima spre legea lui Dumnezeu și să îi facă să privească înainte, să nu uite scopul lui Dumnezeu pentru ei. Citind aici, în capitolul 4, observăm în versetul 4, pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Și apoi versetele 6 și 7, i-a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Kedeș Neftali și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeu lui Israel, du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison pe Sisera, căpetenia oștirii lui, Iabin, împreună cu carurile și oștile lui, și îi voi da în mâinile tale. După ce i-a judecat, după ce a arbitrat conform legii lui Dumnezeu, i-a provocat la luptă. Și voi adăuga tot în ideea aceasta din cartea lui Ieremia, capitolul 25, pentru a vedea
rolul de trâmbiță al profeților. De la versetul 1. Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda, în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul Iuda, cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând, de la al 13-lea an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt 23 de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului. V-am vorbit de dimineață și n-ați ascultat. Domnul va trimis pe toți slujitorii săi proroci. I-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat, n-ați plecat urechea să ascultați. Ei au zis, și aici putem observa mesajul principal al oricărui profet, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are și de la răutatea faptelor voastre și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Nu vă duceți după alți Dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor, nu mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. Iar după ce era reiterat locul legii și poziția dreaptă a poporului în fața lui Dumnezeu, ca și în cazul Deborei, citind aici de la versetul 9, observăm că prin profeți poporul i-a îndemnat ce atitudine să ia față de celelalte popoare. Aici au trebuit să se supună, să plătească un bir lui Nebucadnețar. Acesta a fost sfatul Domnului. În celălalt caz, au fost provocați să se ridice la război împotriva cananiților și să fie eliberați. Dar, dacă Dumnezeu de fiecare dată rânduiește oameni, observăm că nu întotdeauna oamenii sunt gata să asculte mesajul dumnezeiesc. În situația Deborei, Barak a ascultat, dar așa cum vom vedea, nu a avut capacitatea, curajul, dăruirea să se ducă la război, de aceea Dumnezeu a trebuit să folosească o femeie, ba chiar două, pentru a da o biruință de plină. Debora, de asemenea, a fost o sabie a dreptății și apoi a eliberării. Să știți că prorocia a ajutat-o în a judeca. În mod sigur, i-a avut unele descoperiri din partea lui Dumnezeu. Și când beneficiezi de informații suplimentare, pot să judeci mult mai drept, mult mai profund. De regulă, la judecată, oamenii au ascunzișuri. Încearcă să prezinte lucrurile într-o altă față decât cea reală. Dar capacitatea ei profetică putea fi folosită de Dumnezeu pentru descoperirea unor stări din popor. Aici am citit deja în versetul 4 că era prorociță, iar în versetul 5 scrie despre locația ei și funcțiunea de judecător. Ea ședea sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Se vede că avea autoritate. Se vede că judecățile ei erau, la un moment dat, chiar incontestabile, recunoscute de către popor. Pentru a întări această idee, vreau să adăugăm și din cartea profetului Ezechiel, capitolul 22, și vom vedea că în a judeca vinovăția unui om trebuie mai întâi să fie descoperită. Altfel judeci greșit. Pagina 824, Ezechiel 22, de la versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune înainte toate urăciunile ei. Spune, așa vorbea și Domnul Dumnezeu, cetate care verse sânge în mijlocul tău ca să-ți vină ziua și care îți faci idol ca să te spurci. Și vă rog să vă amintiți cei care a citit cartea Ezechiel, că pe lângă lucrurile care le cunoștea în mod obișnuit din spusele oamenilor, din ceea ce el vedea, Dumnezeu i-a făcut parte de niște vedenii, a fost dus prin Duhul Ierusalim
Și a văzut starea vinovată, păcătoasă în care era poporul. Și prin cunoașterea aceasta suplimentară, supranaturală, putea să judece într-un mod mult mai complet. Iar din Noul Testament aș putea să amintesc cazul din Fapte 5, când în fața lui Petru și celorlalți s-a prezentat Anania și Safira și i-a întrebat, cu cât ați vândut moșioară? Și i-au declarat, la fel, cu atâta, a venit soția, cu cât, cu atâta. Dar descoperirea dată de Duhul lui Petru i-a demascat și s-a putut judeca în dreptate, chiar dacă în acel caz sentința a fost capitală. Dar dacă Petru n-ar fi beneficiat de un cuvânt de cunoștință, ar fi putut să-i achite și să treacă drept nevinovați, ba încă niște donatori de frunte. Nu știu la ce valoare s-a ridicat donația lor. În analizele ce le facem, este bine, în mod special pentru cei care au competența de judecată, să ceară lumină de la Dumnezeu, să se ajute dacă este nevoie, cu un proroc, cu o formă sau alta de descoperire divină. Dumnezeu are diverse forme prin care să-și comunice informațiile pe care El le deține în mod desăvârșit. Iată așadar ce valoare a avut femeia aceasta în vremea ei. O judecată bună, o trimitere la război venită ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Era nevoie de ea în vremea aceea, pentru că privind la război, fără ea, nici nu s-ar fi declanșat, nici nu s-ar fi derulat. Mă reîntorc la Judecători, capitolul 4, și citesc de la versetul 8. Cuvintele comandantului armatei. Barak i-a zis, dacă vii tu cu mine, mă voi duce. Dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Acum mă adresez bărbaților și, în egală măsură, femeilor. Dacă știți că trebuie să faceți anumite lucrări, potrivit cu chemarea ce o aveți de la Dumnezeu, nu din abuz sau îndrăzneală omenească, nu este în ultima instanță greșit să cereți ajutorul soției dumneavoastră. Nu este greșit să cerem ajutorul soțiilor, a surorilor din adunare. Și ele, este indicat în situații din acestea de excepție, dacă noi ca bărbați nu avem curajul suficient să ne ajute chiar până peste limita lor obișnuită, normală. Deborah i-a răspuns, voi merge cu tine, dar iată ce a hotărât Dumnezeu. Fiindcă nu poți să mergi în față, Dumnezeu va băga o femeie în față. Și va cădea slava pe ea. După ce s-a dus cu el, scrie în versetul 10, Barak a chemat pe Zabulon și Neftali la Chedeș. 10.000 de oameni mergeau în urma lui și Deborah a plecat cu el. Imaginați-vă, se uita în două părți. Să-și numere soldații, 10.000. Se uita în partea cealaltă. E și femeia asta aici? Eu nu știu sub ce formă, ei dădea curaj. Era cuvântul profetic cu ea. Dar s-a ajutat într-un mod absolut și neapărat de ea. Și apoi prezintă o imagine privind continuarea războiului. Heber Chenitul se despărțise de cheniții fiului Hobab, socrul lui Moise. Știți că mersiseră și ei cu evreii. Au dat de știre lui Sisera că Barak fiul lui Abinoam s-a îndreptat spre muntele Taborului. Și armata dușmană și-a strâns efectivul spre pârâul Chisonului, toate carle, 900 de cara de fier și tot poporul care era cu el. Atunci Deborah a zis lui Barak, scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Și Barak s-a repezit de pe muntele Taborului cu 10.000 de oameni după el. Observați ajutorul Deborah?
El a fost învățat sau a fost propulsat să meargă la război. Dar nu știa ce tactică să aplice, când să atace, așa cum David a întrebat mai târziu pe Domnul. Acum să mă sui, stai până aștepți vuietul în vârful duzilor. Dar Debora, fiind lângă el, i-a spus, asta e ziua. Gândiți-vă că a fost un timp de deplasare până s-au mișcat fronturile. Domnul l-a pus pe fugă dinaintea lui Barak până a scușit Sușăbiei, pe Sisera, toate carle lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. Barak a urmărit carle și oștirea până la Haroșet Goim și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuțișul săbiei, fără să fi rămas un singur om. Ce victorie! În ce a constat ajutorul Deborei? În niște cuvinte pe care le-a spus în niște momente cheie. Surorilor, fiți gata să rostiți un cuvânt de încurajare la vremea potrivită. Dacă totul să-i spui bărbatului, nu poți, nu știi, alții pot, alții fac, s-ar putea nici să nu poată să facă. Dar dacă îl ajuți sub călăuzirea lui Dumnezeu, vezi, nu-l provoca la lucruri rele, precum Izabela să acționeze împotriva prorocilor Domnului sau într-un plan negativ, dar în ceea ce știi că este bine. Să știți că uneori bărbații au o putere mare, așa ca un motor. Dar este nevoie de o femeie așa ca să dea scânteia uneori. Au nevoie unii de așa ceva. Sau este nevoie și în cadrul mai multor bărbați decât e unul care este cu impuls. Un ajutor moral este benefic, este neapărat necesar. Vă rog să observați acum premierea unei alte femei, că de fapt acesta a fost mesajul profetic al Deborei, că Domnul va da slava unei femei. Citim de la versetul 17. Sisera, marele general, mândru și viteaz până atunci, a fugit pe jos în cortul Iaelei. Nevasta lui Heber Kenitul era un popor extern națiunii evraice și între ei erau relații de prietenie, căci între Iabin și casa lui Heber era pace. Ea, el a ieșit înaintea lui Sisera și a zis, intră, domnul meu, intră la mine și nu te teme. În momentul profeției, Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, s-a uitat pe toată fața pământului, cum scrie și în psalm, și imediat, la o fracțiune secundă, cum spunem noi, a ochit pe femeia aceasta, care era capabilă să-i dovedească lui Barak că virtutea și curajul unei femei se poate regăsi și la altă femeie, și nu doar că una este judecătoare și conducătoare în țară și obișnuită să comande, să dea arbitraje peste bărbați și peste toată națiunea, și o femeie simplă. Dacă este întărită de Duhul lui Dumnezeu, poate să facă lucrări de excepție, lucrări speciale. Și femeia aceea, în mod sigur, întărită de Duhul lui Dumnezeu, prin credință, printr-un curaj special, a ieșit în fața generalului. Gândiți-vă, când e vorba de război, o femeie, în mod obișnuit, se ascunde. Nu mai poate vorbi. Palpitează. Ba încă i-a vorbit cu o diplomație specială. Intră aici la mine. Fii liniștit și nu te teme. El a intrat la ea în cort și ea l-a ascuns sub o învelitoare. El i-a zis, dă-mi, te rog, puțină apă să beau, că-și mi-e sete. Vedeți, orice om cât ar fi de viteaz, este doar om. I-a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea și l-a acoperit. El a mai zis, stai la ușa cortului și dacă vine cineva și te întreabă, este cineva aici, să răspunzi, nu. Iar el, nevasta lui Heber, a luat un săruș de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și i-a bătut sărușul în tâmplă, așa că a răspuns până în pământ. El a adormit adânc și i-a rupt de oboseală și a murit. Ce curaj pe femeia aceasta! Ce acțiune conform mesajului profetic! Și scrie aici, mai departe, de la versetul 22, pe când Barak urmărea pe Sisera, Iaela ieșit înainte și a zis, vino și îți voi arăta omul pe care îl cauți. El a intrat la ea și iată că Sisera stătea întins, mort, cu țărușul bătut în tâmplă.
Cred că, sau cel puțin, era normal să-și amintească de prorocie. Dumnezeu l-a dat în mâinile unei femei. Știți cât îi mai trebuia să-l dea în mâinile lui? Face socoteala logică. Numai să nu se grăbească femeia cu țărușul. Să spună, doarme, uite la ce împachetat. Vină și îți arăt cum. Mi-a venit mie ideea, dar n-am apucat încă. Poate a fost o chestiune de câteva minute. Era ceva simplu. Dar el n-a acționat prin credință. Și știți ce a spus Ilie lui Elisei? Dacă mă vezi asupra ceea ce ceri, așa ți se întâmplă. Dacă nu, nu. Noi ratăm prin necredință, într-un mod de nebăgat în seamă de ușor, anumite acțiuni, anumite lucrări sfinte. Când ele, de fapt, s-ar putea îndeplini foarte, foarte ușor. Iată aici o dovadă dublă a unor femei puternice. Dumnezeu se ridice și femei puternice, dar și bărbați puternici. Și plin de curaj ca împreună, așa ca și Avram și Sara, amândoi, să fie pomeniți în același capitol al credinței, fiecare pe linia lui, cu acțiune plină de credință și de nădejde în Dumnezeu. Să ne oprim acum în capitolul 5 și să observăm amănuntele cântării. Vom observa că Dumnezeu lucrează doar prin cei ce stau în intimitate cu El, cei care au o viață sfântă și nu idolatră. Doar prin ei Dumnezeu poate să dea biruința în poporul Său. Citesc aici de la versetul 2. Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului și poporul s-a gătat gata de luptă, binecuvântați pe Domnul. Ascultați, împărați! Luați aminte, domnitori, voi cânta, da, voi cânta Domnului, voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului Israel. Doamne, când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpiile Domnului, pământul s-a cutremurat, cerul le-au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Munții s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului Israel. Era o reamintire a momentului de origine a poporului Israel ca națiune liberă. Și pentru noi, cel mai puternic bastion al puterii lui Dumnezeu rămâne mântuirea realizată prin Fiul lui Dumnezeu. Celelalte sunt mici pe lângă asta. Dumnezeu care l-a scos pe Israel din cuptorul de fier a Egiptului nu putea să le dea în mod simplu pe cananiți în mână. Și acum revine la, sau ajunge cu cântare la momentul lor. Pe vremea lui Șamgar, fiul lui Anat, pe vremea Ieielei, drumurile erau pustii, părăsite. Și călătorii apucau pe cărări strâmbe. Căpetenii erau fără putere în Israel, fără putere. De aceea am dat titlul lecției. Vremea femeilor puternice. Era o vreme când căpeteniile n-aveau putere. Și eu am zis cândva, frați și surori, decât un comitet de bărbați care nu știe ce vrea și care lasă păcatul să intre în biserică și care nu fac nici evanghelizare, atunci e mai bine o femeie care știe ce vrea și care poate să-i provoace pe ei, să îi pună să acționeze. Până când m-am sculat eu, Deborah, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel, să nu vă neliniștiți că nu voi pune că nu mă lasă Biblia să așeze în mod definitiv femeile în față și de acum, fiindcă noi nu avem curaj, trebuie să ne subordonăm și unde ne trimiți și cine pun să facem asta, să facem. Dar este evident că au fost vremuri și nu este singura situație în Biblie. Vă voi mai aminti și o altă situație. Și nici aceea nu este unică. Când bărbații stăteau ca niște căpetenii obosite. Și a zis Deborah, până când m-am sculat eu, de fapt a ridicat-o Duhul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a putut folosi de copii uneori, se poate folosi de femei, alteori s-a folosit de tot ce vrea din natura aceasta. A zis Domnul Iisus, dacă voi nu faceți, pietrele vor striga. Poporul își alesese noi Dumnezei, atunci războiul era la porți, dar nu vedeai ni scut, ni suliță la 40.000 Israel. Aici e secretul.
De ce erau fără putere căpeteniile? Încă ei erau idolatri, se închinau la Dumnezei străini, de unde putere? N-are putere numai cine este credincios înaintea lui Dumnezeu. Cel neprihănit este plin de putere, ceilalți sunt fără vlagă. Căpeteniile erau stoarse de închinarea lor idolatră, poate de imoralitatea lor. Cum să se ridice? Ce curaj să aibă ei? Continui și citesc de la versetul 9. Inima mea se îndreaptă spre căpetenile lui Israel, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte. Voi care călăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați! Aici nu mai e vorba de război, e vorba de cântare. Poate uneori suntem atât de apatici încât nu mai putem să cântăm. Am pierdut și vigoarea de lăuda pe Dumnezeu. Măcar la atât, cred că nu-i greșit să se ridice o soră, să se ridice soția ta sau vreo fică de-a ta, să spună: adunați voi bărbați, mai lăsați lucru, hai să cântăm. Voi astăzi v-ați rugat? Pot surorile să-i mobilizeze pe frații noștri prea ocupați poate cu lumea aceasta, la o acțiune sfântă? Iată cum continuă. Arcașii din mijlocul adăpătoarelor lor se laude cu glasul lor binefacerile Domnului, binefacerile cârmuirii sale în Israel. Atunci poporul Domnului s-a pogorât la porți: trezește, trezește, Debora, și zi o cântare. Observați cum în viața ei ea vedea mâna lui Dumnezeu. Din generația lor, cu Dumnezeu le dă binecuvântare, cum am putut să cânte despre minunile din trecut, nu sunt astea tot atâtea motive și la noi? Să vedem minunea mântuirii și să cântăm în permanență cântări de izbăvire. Psalmul 40, m-a scos din morcirile, m-a pus picioarele pe stâncă, laudă pe Domnul pentru asta. Binecuvântările din viața noastră, paza Domnului de zi cu zi, biruințele asupra ispitelor. Și veți vedea că astea ne țin într-o stare de apropiere de Domnul. Și dacă va fi nevoie să facă Domnul vreo lucrare, pe unul din aceștia îi alege. Din cei care trăiesc și văd mâna Domnului zi de zi. Citești și din Noul Testament, din 2 Timotei, capitolul 2, pentru a vedea aceleași adevăruri. Fie bărbați, fie femei, Dumnezeu nu poate să lucreze decât prin cei care stau lângă El. 2:15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește de vorbării goale și lumești, oameni abătuți de la credință. Versetul 19. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de, fără de lege, degeaba ar fi rostit Debora numele Domnului, dacă nu s-ar fi depărtat de fără de lege. N-ar fi ieșit nimic din asta. Este nevoie de o femeie puternică, dar mai întâi e nevoie de o femeie sfântă. Asta va fi puternic. De căpetenii care încearcă să fie curați și drepți, iată ce scrie mai departe. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, fiecare după calibru, capacitatea sa. 21. Dar dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, mai întâi sfințit și apoi folositor stăpânului său, după caz, destoinic pentru orice lucrare bună. Și acum trece în mod foarte concret și scrie: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Acestea sunt calități, cum scrie și mai departe, pentru robul Domnului. De astfel de oameni are nevoie Dumnezeu. Vreau să înțelegem că Debora a fost folosită de Dumnezeu atât pentru trezirea spirituală, pentru a-i redeștepta și a-L vedea pe Dumnezeu la locul Lui, că de fapt, cu alte cuvinte, asta este trezirea spirituală.
Să-ți dai seama unde ești, ca și când te trezești din somn, să vezi care a sărit soarele, să vezi că este vremea să acționezi, să activezi, să fii conștient de realitate. Dar, așa cum am amintit în această seară, a fost nevoie să-i facă să vadă planul lui Dumnezeu. Și vă spuneam că vă mai dau exemplu unei femei. O găsim în Luca, capitolul 2, în persoana unei bătrâne, Ana, 37 și 38. O femeie care făcea ce nu făceau cei de la templu. S-ar putea în vreo biserică, că căpetenile să fie fără putere și nimeni să nu mai aibă curajul să deschidă frontul împotriva păcatului și a stărilor vinovate din popor. Și totuși în acea biserică să fie vreo femeie vlavioasă, care să vorbească oamenilor despre Dumnezeu și despre mântuire. S-ar putea în vreun popor să fie niște oameni nepreocupați de evangelizare, lipsiți de spirit de misiune. Și acolo s-ar putea să fie vreo femeie care să vorbească vecinilor, colegilor, care să abordeze pe oameni și să le spună despre Domnul și mântuirea Lui. Iată ce scrie aici. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu, ci zi și noapte slujea lui Dumnezeu. Cu post și cu rugăciuni. Asta e baza. De aceștia se folosește Dumnezeu. Iată cum s-a folosit de ea. A venit și ea la același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. N-ar fi fost datoria preoților să facă asta? Ba da, dar erau fără putere. Deși beneficiau și de puterea politică, dar n-aveau puterea lui Dumnezeu. Și Domnul s-a folosit de o femeie să spună oamenilor despre Iisus. Repet ce am spus la început. Când femeile sunt în față și sunt sub puterea lui Dumnezeu, ele nu sunt în față, în fața bărbaților. Și sunt în față fiindcă bărbații au rămas înapoi, sunt niște lași și Dumnezeu se folosește de ele și își duce steagul mai departe. Și chiar femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Că e plină istoria de femei care chiar când bărbații au cedat, ele au rămas să cânte pentru slava Domnului, să se roage și dacă este nevoie să vestească pe Domnul și să vorbească despre El. Dumnezeu să vă ajute tuturor surorilor. Revenind la Judecător, capitolul 5, la cântarea Deborei, citesc și versetele 13. Atunci o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalec, după tine a mers Beniamin cu oștirea ta și așa mai departe. De fapt, chiar dacă femeile sau chiar dacă bărbații s-ar fi luptat, tot Domnul ar fi fost cel care dădea biruința. Însă era nevoie de cineva care să deștepte poporul și să le arate cum vrea Dumnezeu să lucreze, care-i planul său. Realitățile izraelite de atunci sunt și astăzi realități evidente, deși nedorite. Slăbiciunea lor consta în lipsa de pasiune și de fraternitate. N-aveau pasiune, apatici. Și n-aveau dorință să se lupte alături de frații lor. Asta rezultă începând cu versetul 14 de aici. Din Efraim au venit unii, din Beniamin alții. Din Manase, el este Machir, alții, din Zabulon, alții. Mai mari lui Sahara au fost cu Debora. Și Sahara a venit după Barak. A fost trimis pe urma lui în vale, la părăia lui Ruben. Au fost mari hotărâri. Și după ce îi prezintă pe toți că au luat o hotărâre sfântă, s-au înrolat, sub provocarea unei femei, dar sub conducerea unui bărbat, e vorba de Barak, apoi îi prezintă pe alții care n-au acționat, pe care nu i-a trezit nici prorocia Deborei, nici trâmbița lui Barak.
Adică oameni care nu sunt provocați nici de bărbați, nici de femei. Cu alte cuvinte, pe care nu-i poate Dumnezeu mișcat în loc. Iată-i prezentați aici. Și li se impută această stare, de la versetul 16. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? S-a ascuns behăitul turmelor? Sunt unii care își motivează lipsa de acțiune pe fondul preocupărilor materiale. Exact cum scrie în pilda din Luca 14. Am cumpărat 5 perechi de boi, nu pot. Mi-am cumpărat un ogor, n-am ce face. Și uite așa, motiva fiecare, eu aș merge la război. Dar nu pot, am probleme de rezolvat. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbii, așa era stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Alții, o altă categorie, nu vin nu pentru că au treabă, ci pentru că sunt comozi și vor să-și folosească timpul liber în plăceri, în distracții, în recreații. N-au timp de slujbe și de sacrificii sfinte. Pentru ei, concediu nu-i pentru evangelizare, e pentru altceva. Acestea sunt cele două laturi care fac absenteismul masiv în rândurile credincioșilor. Materialismul și hedonismul. Preocupările excesive și plăcerile. Nu s-au prezentat să lupte. Și din nou era cântarea vorbind despre cei credincioși. Zabulon este un popor care a înfruntat moartea. Și Neftali la fel pe înălțimile din câmpie. Nu este ușor să te lupți. Nu degeaba este făgăduită celor ce au biruit ispita cu luna vieții. Lupta e soră cu moartea. Și totuși, unii au fost gata să se lupte. Ziceți dumneavoastră ce vreți. Dar în vremea noastră asistăm la o generație care nu este marcată de pasiunea de luptă, decât într-o proporție foarte redusă. Sunt oameni care se luptă. Dumnezeu niciodată n-a rămas fără luptători. Dar sunt puțini. La masa de credincioși ce avem, în general, în țară și pe glob, s-ar putea face minuni. John Wesley spunea, dați-mi 100 de oameni care nu vor decât pe Dumnezeu și lucrarea sa. Și nu știu în ce perioadă de timp, zice el, întorc Anglia pe dos. Sau mai exact pe față. Oameni care știu ce vor și care se luptă. Nu una face noi mari minuni și semne și ne-au provocat pe Dumnezeu să coboare cerul pe pământ. O să vină cumpărăția la vreme. În a fi credincioși și în a fi gata să stăm la îndemâna Domnului. De atât are nevoie Dumnezeu. Cine este un soldat în armată, nu trebuie să se scoală dimineață, să-și umple țeava puștii și toate încărcătoarele de gloanțe, să apucă să tragă în toate părțile. Nu, tu fii în cazarmă, scoală-te la vreme, pune tot armamentul pe tine și așteaptă comanda. Dumnezeu decide cum să te lupți, ce să faci, dar tu fii gata. Nu numai cere tot permisii și doar în alte activități materiale. De asemenea, un amănunt foarte important și ar trebui să ne stimuleze. Știți că Dumnezeu pe lângă oameni are îngeri. Îngerii sunt tot așa de apatici ca și noi? Sau tot atât de puțin sunt prezenți în acțiunile pe care Dumnezeu le derulează? Hai să urmărim și vom vedea că în războaiele poporului sunt implicate și spiritele și îngerii. Ei acționează la dispoziția Domnului și în colaborare cu cei credincioși. Citim de la versetul 19. Împărații au venit, o știre aceea, cu o tehnică de luptă superioară, s-au luptat, atunci au luptat împărații Cananului. 20. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Asta să nu înțelegeți că zodia le era nefavorabilă. Unul dintre cei mai mari prezicători a Indiei e dat acum
o prezicere greșită. A zis că va câștiga John Kerry alegerile. Mă, nu știu cum le-o fi întors. Că stelele nu s-au întors, sunt tot la locul lor. A dat greș. Nu astrele, prin poziții speculate, favorabile sau nefavorabile, dau izbândă. Măcar că împărații Pământului de-a lungul generațiilor au apelat frecvent și în vremea noastră la astrologi, la diferite forme magice, la gândul să-i ajute. Pe credincioși îi ajută Dumnezeu. Și îi ajută și când zice că nu le ajută dacă se întorc. Și dacă schimbă inima. Dumnezeu nu trebuie să schimbe stelele, să facă ferestre în cer. Doar își întinde mâna, privește spre ei ca spre cei din Ninive și le dă o mână de ajutor. Și scrie mai departe, de la versetul 23, blestemas pe Meroza, a zis îngerul Domnului. Blestemas, blestemas pe locuitorii lui, căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre oamenii viteși. Observați cum prin cuvintelor sau prin diferite acțiuni specifice îngerii au intervenit. Și iată rezultatul, versetul 31. Așa să piară toți vrăjmașii tăi, Doamne, dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea Lui. Și țara a avut odihnă 40 de ani, alți 40 față de alte perioade de 40 de ani despre care am mai vorbit în trecut. Pentru a vedea aportul îngerilor, vreau să ne deplasăm pentru puțin în 2 Împărați, capitolul 6. Eu recent am auzit, pe lângă altele care le știam, o relatare despre un misionar care n-a putut fi atucat. Pentru că, efectiv, s-a văzut o gardă în jurul locuinții sale. Și au zis, este apărat de la guvern sau din partea unei autorități militare. În 2 Împărați, capitolul 6, este o prezentare a intenției și acțiunii siriene de înconjurare a lui Elisei în dorința de a-l prinde, pentru că era spionul Israelului. A ieșit slujitorul afară și a zis, Domnul meu, citesc din capitolul 6, de la versetul 15, ce vom face? O oaste înconjura cetatea cu cai și cară, exact ca și războiul nostru. El a răspuns, nu te teme, că și mai mult sunt cei cu noi decât cei cu ei. Vedeți de ce Dumnezeu uneori le spune la oameni, nu e problemă dacă rămâneți voi mai puțin. Complectez eu numărul cu efective de îngeri. Și tot ai noștri sunt mai mulți. Și Dumnezeu din vânturi își face sol și din flăcări de foc slujitor. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Rețineți, nu s-a rugat să vină atunci. Cum a zis Domnul, dacă e vorba eu, zicea despre el, pot să rog pe tatăl și îmi trimite imediat 12 legiuni de îngeri. Dar în cazul Elisei nu s-a rugat atunci să-i aducă. Se pare că Dumnezeu te plasase la vreme. A zis, Doamne, nu mă deschide ochii să-i vadă, că sunt aici. Ce credeți, mai fac îngerii servici acum pentru noi? Atunci să ne încredem în Domnul. Pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu în toate valențele sale, avem prezența îngerilor și pe cei care sunt gata să lupte alături de noi, bărbați sau femei. Am putea să mă amintim din aceeași carte, nu mai citesc să nu rețin timp, când un înger a omorât în tabăra asiriană 185.000 de oameni. Ce ajutor binecuvântat ne-a pus Dumnezeu la îndemână. Vreau să încheiem lecția din această seară cu două idei concluzive, cred eu. Dumnezeu poate da izbândă, poate desfășura diferite lucrări și prin femei, dar cele credincioase vor provoca întotdeauna bărbații să-și facă lucrarea lor. De fapt, Devora nu s-a luptat ea. Ea a provocat pe un bărbat să-și facă lucrarea.
Asta este de fapt slujba unei femei. Să-și poată ajuta bărbatul, să-l motiveze, să-l propulseze, să-și facă lucrarea. Să-i spună: Dumnezeu te-a chemat să fii cel care conduce rugăciunea în familie, cel care duci familia la biserică, cel care acționezi zilele de post și de rugăciune, cel care trebuie să te implici, să predici, să participi la misiune. Fă-o! Poate ei vor spune: da, ajută-mă și tu că nu pot. Bine, hai că te ajut. Vin cu tine. Dar fă-o! Credeți că ați avea mare biruință surorilor să le spuneți: voi nu puteți, las că mergem noi și ne luptăm. Nu, nu. A zis: du-te, mă, este rolul tău. Eu vin și te ajut dacă tu vrei. Dar se va mai afla în jur că eu te stimulez și o să se mai ia din slavă. Dar nu e nicio problemă. Dacă e bărbatul mai slab, dacă e femeia mai puternică și amândoi, fac o echipă bună. Eu nu știu ce-o fi gândit Barac, ce gândesc bărbații în asemenea situație. Dacă în urmă le pare rău și zic: păi, dar n-am putut să o fac fără să se vadă intervenția ei, că la unele situații se vede intervenția femeii. Dar dacă ea nu trece în fața lui, doar îl provoacă la luptă, nu e nicio problemă, nu e nimic greșit. Așa am citit în capitolul 4 din Judecători, de la versetul 6. Ea l-a chemat și i-a zis: îndreaptă-te spre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni. Și el a zis: dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Voi merge cu tine. Dar ar fi trebuit tu să ți-o faci. Lucrarea femeilor este una mai ascunsă. Dar, repet, dacă noi nu ne facem acțiunea, trebuie să iasă și ele în front. Pentru ca lucrarea Domnului să nu rămână nefăcută. Și în ultimul rând, mă gândesc, oare care a fost atitudinea și provocarea celorlalte femei din vremea lui Debora, din vremea Iaelei? Cum se comportau celelalte femei? Nu știu cum se comportau, că n-am detalii. Dar au putut altele să cânte cum a cântat Debora? Au putut altele să iasă în față și să spună: intră, domnul meu, să vezi în cort aici ce este? O femeie care acționează în cortul ei va putea în urmă să arate ceea ce Dumnezeu a realizat prin ea sau prin bărbați. Așa cum scrie în Proverbe 31. Faptele ei vor lăuda la porțile cetății. Nu fiți femeia care își trage bărbatul în jos. S-or fi fost și atunci. Poate unii au fi fost pe limanuri, că doamnele au fi dus pe limanuri. Și le-a spus: dragă, mie nu merge în evanghelizare în concediu, pe mine mă duci pe coasta de Azur, pe mine mă duci la mare. Și uite așa, de voie de nevoie, te trage în jos, în loc să te ajute să urci în sus. Și vă voi citi tot de aici cum gândeau alte femei, chiar din tabăra cealaltă, capitolul 5, de la versetul 28, pe fereastră, printre zăbrele, se uita mama lui Sisera. Cred că era mândră și povestea despre copilul ei, general, și striga: pentru ce zăbovește carul lui să vină? Că multe femei se așteaptă și ar vrea să aibă bărbații, oameni deosebiți, de cinste, bărbați de virtute, dar ce faci pentru bărbatul tău ca să-l propulsezi? Doar strângi și l-aștepți acasă cu fereastra deschisă. Și când el a murit, deschizi geamul, te fardezi mai departe și crezi că îl păcălești pe altul. Ca Izabela, nu merge cu din asta. Pentru ce vin carele lui așa de încet? Cele mai înțelepte dintre femeile ei răspund. Și ea își răspunde singură, numai vom vedea că n-au fost înțelepte. Negreșit au găsit pradă și o împărțesc, se gândeau la cadouri, la ce pică de aici, o să ne aducă aur, brățări din altă țară, ce grozav o să fie că bărbații noștri sunt pe front.
Da, dar n-a fost așa. O fată, două fete de fiecare om, dacă se poate s-o slujnică, să nu mai muncim noi. Iată ce fel de femei mai erau atunci. Și mai sunt și acum. Pradă de haine vopsite pentru Sisera, pradă de haine vopsite cusute la gherghef, două haine vopsite și cusute la gherghef, depus pe grumazul biruitorilor. Alt gen de femei și-or fi așteptat, atunci nu erau telefoane, or fi venit vestea în ziua următoare, în celelalte zile, poate or fi născut prematur ca și mama lui Cabot, și nu s-a mai împlinit dorința lor. Păi dorințele voastre se țin de bărbat, dar faceți în așa fel încât să se împlinească, că dacă nu veți aștepta în dorințe și veți sfârși în neîmpliniri. Fiți femei puternice, dar asta înseamnă să vă provocați bărbații după voia lui Dumnezeu, să se scrie despre dumneavoastră și despre ei în istorie și să trăiască apoi țara în 40 de ani de pace. Nu știu ce vârstă avea Deborah și Iaela, dar dacă au avut copii mici, copiilor au trăit în pace. Că au avut o mamă, vitează. Care au avut un tată, care, cu contribuția de rigoare sau specială a femeilor, s-au luptat. În schimb, celelalte au trăit în văduvie, nu s-a mai întors seara acasă și au sfârșit în lipsă pretențiile lor. Femei pretențioase, gingași, care așteaptă, dar nu oferă, care se luptă, dar nu pentru ce trebuie. Dumnezeu să ridice în toate bisericile femei puternice și bărbați și mai puternici, tot sub comanda unui Dumnezeu tot puternic și sprijiniți de îngeri care sunt puternici și astfel să dea Dumnezeu pace peste generațiile care vin și să ne putem crește copiii sub binecuvântarea lui Dumnezeu, a Lui să fie slava în veci. Amin.